Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, 8.32, întârziere de 2 minute, încă stăm bine față de trenurile care circulă în România. Emisiunea de astăzi, invitat George Lazăr, președintele PNL. Neamț, bună dimineața! Bună dimineața, domnul Vali! Eu aveam un alt gând pentru emisiunea de astăzi. Cu mine sau? Cu dumneavoastră, alt gând. Dar comunicatul primit din partea domnului subprefect Adrian Ciobanu, în care anunța ca știre demisia domnului Alexandru Filimon. De nu la... e asta știrea, dar o ba să... Nu, eu, ca știre, eu vorbesc ca știre, pentru că pentru noi situația de la spital nu este o știre. Este o confirmare a sute de știri pe care le-am dat în ultimii ani. Da, așa este. Deci pentru noi aia nu mai este o știre. Aici este o sinteză a unei stări de lucruri prezentate de domnul subprefect și pentru noi știrea, mă rog, nu foarte neașteptată, da? Este că domnul subprefect spune că domnul manager și-a dat demisia. Asta așa am auzit și noi. Da. Păi o să ne lămurim mai încolo un pic, o să-l sunăm și pe domnul Filimon să-l întrebăm. Sigur, eu am discutat cu domnia sa înainte de emisiune. Și eu m-a sunat. Și m-a rugat să punem, dacă dăm o știre, câteva lucruri, le-am adăugat acolo, dar o să încercăm să luăm și cu el legătura. Până atunci, însă, haideți să vorbim 3-4 minute despre situația prezentată de domnul subprefect, potrivit unui, ca să fie clar, unui document înregistrat la instituția prefectului, nu? Transmis de managerul spitalului, în care prezintă această situație. Doar atât, 3-4 minute, că zic... Păi nu, că revenim după aceea, după ce vorbim cu domnul, după ce revenim cu domnul Filimon, ne lămurim ce e cu demisia sau nu, și pe urmă continuăm pe situația de fond. Da, domnul Bălănescu, cred că știrea nu îi... că și-a dat sau nu domnul Filimon demisia, eu înțeleg din datele pe care le-am de la oameni care lucrează în instituția Consiliul Județean și respectiv a Spitalului Județean de Urgență Neamț, că domnul Filimon și-a înaintat demisia. Sigur, dumnealui, acum dacă se răzgândește, se sucește, mai sună telefonul. Așa, vedem, vorbim cu el. La telefon, știți cum era acum vreo 2012, când a ajuns domnul Mihai Răzvan Ungureanu prim-ministru și a zis, domnule, cum ați ajuns? Păi m-a sunat telefonul și cine era la capul telefonului și atunci a spus, era Băsescu, fiind președintele României. Și așa aici, poate sună telefonul și la telefon, la capătul celălalt, e tot vreun președinte. Și atunci poate îl determină pe domnul Filimon să facă act de renunțare a demisiei sau să revină. Dar, repet, nu asta cred că e știrea importantă. În ultimii ani am avut, cred că de ordinul la peste 10-12 manageri la Spitalul Județean Neamț. Să ne ducem aminte doar în perioada de pandemie 2020, 2022, unde s-au perindat, cred că undeva la 8 manageri de spital județean. Într-o perioadă extrem de concentrată. Ori, ca să ai un management de calitate, aș îndrăzni să spun, doar că, din păcate, calitatea nu mai primează la spitalul județean astăzi, dar ca să ai un management și o strategie în timp pentru a face lucruri într-o instituție, fie ea Spitalul Județean de Urgență Neamț, ai nevoie de un management competent și un management pe termen mediu, pe termen lung, care să poată să își asume niște proiecte, să le urmărească, să le implementeze, să le ducă la bun sfârșit. Ori nu asta e logica, să schimbi director după director sau colegiu director după colegiu director. Revenind la fondul problemei. Fondul problemei este criza, că e o criză de câțiva ani care s-a instaurat la Spitalul Județean Neamț. Lipsă proiecte, lipsă fonduri, situație deplorabilă din punct de vedere a spațiilor din Spitalul Județean Neamț, lipsa proiectelor de infrastructură. La Spitalul Județean Neamț sunt foarte multe lipsuri. Și de asta, cred că domnul manager Filimon, într-un act de curaj, pe de altă parte, pentru care îl felicit, într-un act în care probabil n-a mai suportat nici dumnealui la situația, pentru că toate se răsfrâng până la urmă
în capul directorului, după aia colegiului director, a doctorilor, a șefilor de secție, asistentelor, deci coboară până la până jos, ca să zic așa, nemulțumirea populației sau a pacienților care intră în Spitalul Județean Neamț. Și probabil nici omul nu a mai suportat azi ziua să răspundă la de ce nu e aia, de ce merg prost lucrurile. Și atunci a făcut o scrisoare, cred că dumneavoastră presa o aveți, pe care a inițiat-o, semnat-o și parafat-o domnul director Filimon, în care spune foarte multe lucruri. Citez din scrisoarea trimisă de dumnealui și o să revenim, cum a spus și dumneavoastră. Uitați ce spune la un moment dat. Domnul director Filimon spune: consider că trebuie înțeles contextul global în care se află Spitalul Județean de Urgență Neamț și de ce consider această situație o situație de urgență, spune, bolduit cu negru, pe care doresc să o prezint atât Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a cărui președinte este însuși prefectul, domnul Niță, PSD, cât și Guvernului României, a cărui reprezentant sunteți în teritoriu, scrisoarea fiind adresată către domnul Niță. În ultimii 10 ani, toate proiectele de investiții inițiate de Consiliul Județean Neamț la Spitalul Județean de Urgență Neamț au fost nefinalizate, ori au avut contractele de finanțare reziliate. Și dă câteva exemple. Și le spun public ca să le cunoască lumea, sunt date oficiale din scrisoarea directorului Spitalului Județean Neamț către prefect. În timp ce dumneavoastră citiți aceste date, da? Colegul meu o să pună un material pe care l-am publicat acum o săptămână jumătate, în care o să vedeți, îl pune pe ecran, doar așa, da, rulează, în care o să vedeți, noi am scris despre aceste lucruri, oncologie, pediatrie, da, toate le-am prezentat cu imagini și, cum să vă spun, de asta am spus că pentru noi nu este o știre, dar am este foarte important că vine un oficial, și subprefect, și prezintă aceste lucruri, confirmând ceea ce noi ne-am... Spuneți de ani de zile. Da, da. Și acum, spune domnul director a Spitalului Județean Neamț oficial, spune așa, că aceste investiții nefinalizate și care au avut contracte de finanțare reziliate din ultimii 10 ani sunt bloc operator unic, clădire Nefromed, nefinalizat din 2013, secție pediatrie, reabilitare nefinalizată 2015, secție oncologie, reabilitare blocat 2022, ambulatoriu integrat de specialitate, reabilitare corp C, proiect demarat început 2022 și blocat în 2023, fără șanse de a fi restartat. Reabilitare termică, secții psihiatrie, SML, boli infecțioase, 3 clădiri la care s-a reziliat contractul de finanțare. Proiect de extindere UPU, s-a reziliat contractul de finanțare. Proiect fluide medicale, POIM 9.1, s-a reziliat contractul de finanțare. Proiect pavilion medical, sunt prinse în bugetul Consiliul Județean Neamț aproximativ 70 milioane lei de cel puțin 4 ani și nu se face nimic. Asta spun. Toate rezilierile de contracte de finanțare au fost datorită, pe de o parte, timpului scurt care a rămas pentru execuția proiectului sau din alte motive. Pentru a obține autorizația de funcționare a spitalului, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru că spitalul trebuie reautorizat, așa se face, DSP, Direcția Sănătate Publică Neamț, a cerut, printre altele, reducerea numărului de patru din pavilionul medical pentru a se reveni la normalitate din punct de vedere a cerințelor epidemiologice. Asta înseamnă trecerea patrulor în conservare și pierderea finanțării pentru acele patru până la mutarea secției oncologie în altă locație, pentru că problema pleacă de la oncologie. Uitați ce mai spune. Deși s-au făcut numeroase solicitări, atât oficiale, cât și pe canale private. Deci spune domnul director că a făcut cereri oficiale și pe canale private. Asta înseamnă, presupun, canale discuții, private, discuții cu conducerea, da, Consiliului Județean Neamț, da, sau cu alte entități, foruri decidente. Niciunul dintre cei trei miniștri ai sănătății în ultimii ani nu au vizitat spitalul nostru și nu au făcut niciun fel de efort pentru a aloca resursă financiară. Uitați ce mai spune, ceea ce ați prezentat și dumneavoastră. Am cerut direct de la DSU echipamentele medicale și computerele de la Spitalul Lețcan, celebru spital făcut de PSD Ionel Arsene, cu 3 milioane și ceva de euro bani ai nemțenilor, făcut la Lețcan, la Iași, care n-a funcționat aproape niciodată, intrat în conservare. Și domnul Filimon, pe bună dreptate, că orice om normal ar fi făcut treaba asta, și eu și dumneavoastră, cere de la DSU să îi se dea echipamentele medicale și computerele de la Spitalul Lețcan, aflat în conservare închis, la Spitalul Județean Neamț.
și primește un răspuns negativ, motivația fiind o potențială urgență privind refugiații din Ucraina. Halucinant. Da. Aici mai spun eu altceva. Ca știu, să nu... fonduri europene. Ca deci domnul Arafat a spus că acest spital a fost construit în 2017 fals. Din fonduri europene. Nici și mai fals. Deci da. E un haos total. Haideți să vedem ce spune și Filimon. Dacă mai primiți 30 secunde. Dar ce mai spune domnul Filimon? Pe lângă toate aspectele invederate mai devreme, și o să revin asupra lor, mai spune un lucru extrem de important, de reținut pentru autoritățile din Consiliul Județean Neamț și pentru publicul din Județul Neamț, pentru că trebuie să cunoaștem și lucrurile astea. Spune directorul, împreună cu personalul medical, sunt extrem de circumspect și în privirea finalizării proiectului spitalului nou finanțat prin fonduri PNRR, care de fapt are o structură a secțiilor non-conformă și este proiectat numai pentru 423 de paturi, aproximativ jumătate din capacitatea actuală. Deci inclusiv directorul spitalului și cadrele medicale din spital spun că spitalul care se vrea să face prin PNRR, există dubii foarte mari, spune și este extrem de circumspect domnul director, privind realizarea acestui spital și spune că oricum acest spital este neconform. Haideți adică să vedem. Lucrurile sunt de o gravitate absolută. Da, confirmate discutăm, de directorul spitalului Județean. Discutăm după ce, ne lămurim cum e cu demisia. Știu că dânsul a mai intrat într-o emisiune mai devreme, dar eu fiind în emisiune n-aveam cum să văd și aș vrea să știu. Până foarte în regulă. Apel refuzat. Mă rog, să vedem dacă... Mai încercăm o dată. Ule, vă rog. Bună dimineața! Bună dimineața! Scuze de deranj, noi am mai discutat pe WhatsApp dimineață, dar aș vrea să lămurim, dacă se poate, în emisiune, chestia cu demisia. În ce sens o lămurim? Există o demisie depusă sau este pur și simplu o speculație? Există discuții despre acest lucru pe care le-am avut cu reprezentanții CJ-ului. Am urmărit și eu un pic emisiunea dumneavoastră. Sper ca din toată această discuție despre spital, reprezentanții factorului politic să înțeleagă că ar trebui să lucreze împreună, nu să folosească spitalul ca o chestie de propagandă sau să arate ce nu a făcut celălalt. Am înțeles. Nu e o situație nici de azi, nici de ieri, e o situație de foarte mult timp. Domnul Filimon, tocmai discutam că e vorba de ani de zile de când se întâmplă lucrul ăsta. Problema este, din punctul meu de vedere, dacă în acest moment există această situație și mi-ați confirmat că aveți discuții cu cei de la Consiliul Județean pentru demisie. Deci nu este doar o speculație în momentul acesta, posibilitatea demisiei. Și vă rog să-mi confirmați dacă acel document la care face trimitere invitatul meu de astăzi a fost trimis prefecturii Neamț. A fost trimis prefecturii, din ce știu eu, domnul prefect este în concediu și... Păi normal, cineva îi ține locul. Cineva îi ține locul, este clar că asta a trimis instituției prefectului, nu prefectului, cred. Da. Ideea este, un singur lucru vreau să-mi lămuriți. Ați cerut, practic, prin această adresă, discutarea situației spitalului în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Da, pentru a face lucrurile mult mai rapid decât se facă la ora actuală. Da? Și aici mă refer la proiectare, la ce mai e nevoie să se facă pentru a se restarta acest proiect de la oncologie, care are fonduri în continuare la CNI. Am înțeles. Bine, mulțumesc mult, discutăm, sănătate. Bun, dumneavoastră, i-ați închis, vreau să-l întreb și eu două lucruri, pentru că... Nu, lăsați ca să nu... Știți ce? Domnul manager este într-o situație destul de delicat. Asta sunt de acord cu dumneavoastră și domnul manager... Și a spus punctul de vedere, avem documentul lui și putem discuta. Corect. Domnul manager aici, în schimb... A încercat să spună că e o chestiune politică. Omite, ce face. Nu.
Și asta, dar omite să spună două lucruri. Domnul manager Filimon a fost acum, după insistențe, și aici omul și-a făcut, sau a încercat să-și facă treaba, nu și-a făcut, a încercat să-și o facă, că n-a ținut de el mai departe. A încercat să aibă abordare cu președintele Consiliului Județean. Sens în care, prin Direcția Sănătate Publică, cu foarte mulți specialiști din DSP, cu specialiști din cadrul instituției Spitalul Județean Neamț, acum ceva timp în urmă, nu știu, două, poate trei săptămâni, am vorbit despre... au avut o discuție în cadrul Consiliului Județean Neamț. Acolo fiind prezent onor și domnul Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț. Știți cum au decurs discuțiile acolo? Știți ce i s-a întâmplat domnului Filimon, dacă are curaj față de Consiliul Județean să recunoască? A șters domnul Asaftei cu el pe jos. A, l-a trimis la plimbare, cu alte cuvinte. Bun, eu știu așa despre... Păi nu, asta e o realitate. Adică, bă, când directorul vine și îți spune că situația e tragică... Eu știu așa. Cei de la DSP, exasperați, eu vorbesc de personalul, care se duce pe teren și au văzut că nu se face aia, nu se face aia, nu se face aia, nu se face... Exasperați că nu se face nimic. Probabil și la dorința lui Filimon, care avea nevoie să fie susținut în demersul de o instituție, au cerut o întâlnire cu Consiliul Județean. Corect. La care s-a dus inițial domnul Păduraru. Da, corect. Și, și lumea a zis, domnule, stați un pic, dumneavoastră sunteți nou. Da. Sunteți de 6 luni. Înțelegem că nu știți toate problemele. E și corect, nu poți să-i impui cărcă lua de Păduraru. De ce nu-l chemăm, de ce nu vine domnul Asaftei, care era vicepreședinte al Consiliului Județean, când era domnul Arsene președinte și s-au blocat majoritatea proiectelor, de ce nu vine el? Și l-au așteptat pe domnul Asaftei. Da, care a venit după vreo jumătate de oră. După vreo jumătate de oră. Da. În momentul în care a venit acolo, în loc să... Asta ce știu eu. Vă rog. În loc să discute constructiv, a început o perorație despre grija față de pacient, despre așa, și faptul că sunt probleme de management. Nici într-un caz probleme de finanțare. Păi l-a acuzat. Exact. Asta spun și eu. Da. Dumneavoastră ați explicat-o mai pe larg, eu am explicat-o. Păi nu, dar e bine să înțelegem contextul. Păi eu știu foarte bine contextul, pentru că Filimon acolo, directorul Spitalului Județean, împreună cu cei de la DSP, s-au dus să discute pe problemele pe care le are Spitalul Județean și lipsa finanțării sau blocajul unor finanțări, iar acolo el și-a primit o muștruială cu totul și cu totul pe alte considerente. Așa este. Adică omul s-a dus bine intenționat. Asta spun. Filimon a fost bine intenționat și cu oamenii care s-au dus acolo. Domnul Asaftei, din păcate, n-a înțeles. El credea, nu știu, probabil că el confundă foarte des Consiliul Județean cu Hanul Răzeșilor acolo la el. El nu știe, ori e la Hanul Răzeșilor, la Consiliul Județean și probabil credea că e la Han la el. Adică lucrurile astea nu merg. Nu poți să primești directorul Spitalului Județean Neamț acolo cu DSP, cu instituțiile pe zona asta de sănătate, și să iei pe oamenii ăla muștruit, l-am împins vagoane pe acolo, când oamenii vin cu niște cereri legitime. Oamenii ăia cer ție să rezolvi problemele, să te implici, că ești președinte de Consiliul Județean Neamț, ești factorul decident și de tine țin finanțările, de blocarea unor finanțări, de blocarea unor proiecte și alocarea de resurse financiare pentru Spitalul Județean. Că Filimon n-are ce să facă fără bani. Clar, fără oricât discuție. Oricât ar fi, putem să aducem orice manager din lume, de la Joe Hopkins, din Statele ale Americii, putem să aducem cel mai bun manager de spital. Fără bani nu poate să facă. E impropriu. Acum, revenind la ce spune domnul Filimon, asta era un aspect. Al doilea aspect, că a spus, domnule, să nu politizăm. Domnule, nu politizăm. Dar dacă eu nu spun nimic, dumneavoastră, presa, nu spuneți nimic, dacă aici alți oameni, nu știu, care fac sau nu politică sau care ocupă funcții în administrație, în deconcentrate sau în partide, nu contează, nu spun absolut nimica, asta nu înseamnă că problema de la Spitalul Județean nu există. Că eu sunt om politic, da, sunt om politic, dar în afară de om politic sunt om. În primul rând sunt om care trăiesc în județul Neamț, care am adresabilitate către Spitalul Roman, către Spitalul Județean Neamț, Doamne ferește să ajungem pe acolo. Da, putem avea adresabilitate, punem și rău în față. Avem părinți, avem prieteni, avem cunoștințe care au ajuns acolo la Spitalul Județean Neamț și cunoaștem foarte bine problemele de acolo. Ori asta, dacă discutăm de probleme și le punem pe tapet, asta nu înseamnă că politizăm. Unul la mână, doi la mână. Aici vreau eu să spun. Nu este vorba de sub nicio formă politizare. Aici este prezentarea unei probleme. Eu m-aș bucura, de exemplu, acum să primesc un telefon de la domnul Asaftei să-mi spună: am soluția la spital. Doamne ajută! Deci eu m-aș bucura să-l văd că vine și spune. Sau de la oricine altcineva.
Problema mai e într-o nuanță, a se înțelege foarte bine, pentru că domnul Filimon a vorbit de politică și eu, da, fac politică, sunt președintele Partidului Național Liberal. Din perioada după anii 2008, cred că, da, din 2008 până în prezent 2023, da, sunt 15 ani. Corect? Sunt 15 ani de zile. În acești 15 ani de zile, 2008, repet, 2023 prezent, Partidul Național Liberal, al cărui președinte sunt eu astăzi și am avut și alți colegi care au fost președinți înaintea mea, nu am fost niciodată, din 2008 până în prezent, în 15 ani de zile, noi nu am condus Consiliul Județean, nici nu am avut președinte de Consiliul Județean, nici vicepreședinte, nici majoritate în Consiliul Județean, nici membri sau majoritate în AGA sau în CEA, la spital sau alte instituții care sunt subordonate CJ-ului. Adică nu poți să duci zona asta, domnule, clasa politică pe ansamblu. Asta e o chestie care pe mine mă deranjează, pentru că nu poți să spui întreaga clasă politică e coruptă, întreaga clasă politică, nu știu, e greșește. Întreaga clasă politică nu știu ce face, nu poți să îi pui pe toți în același coș. Nu este corect. Pentru că dacă eu 15 ani, eu sau colegii mei, actuali sau cei care au fost înainte, nu am fost niciodată cu piciorul în Consiliul Județean ca factor decident, nu am niciodată reprezentanții în AGA, în CEAUR, nu am niciodată majorități în Consiliul Județean ca să ne putem impune proiecte, oameni, management la Spitalul Județean, nu poți să ne bagi în aceeași oală cu cei de la PSD, pentru că ei au condus, da? Nu poți să ne bagi în aceeași oală să spui că suntem și noi responsabili. Nu! Noi nu suntem responsabili și consider că, ca și dumneavoastră presa, pe de altă parte, și noi, partidele politice, pe de altă parte, avem obligația să spunem lucrurilor atunci când se întâmplă și sunt destul de grave, cum e cazul Spitalului Județean, să arătăm... Sunt foarte grave. Să arătăm cu degetul, să spunem care sunt problemele, să indicăm după caz și persoanele care, nu știu dacă neapărat vinovate, dar persoanele care nu au făcut ce era de făcut pentru Spitalul Județean și pentru sănătatea publică din Neamț până la urmă. Asta trebuie să le arătăm lucrurile astea. Să indicăm după caz. Da. Da, lucrurile astea trebuie arătate și spuse. Nu putem, adică, să punem preșul așa pe deasupra. Nici capacul pe oală, că asta e. Și chiar dacă nu am spune noi, cei care facem politică, dumneavoastră, presa, sunt peste 1000 și ceva de angajați în Spitalul Județean Neamț, care știu problemele astea. Angajator, practic. Sunt doctori, sunt asistente, sunt brancardieri, sunt liftieri, sunt personalitatea o grămadă și sunt mii și mii și mii, poate zeci de mii de pacienți nemțeni care au trecut în ultimii 10 ani pragul Spitalului Județean Neamț și știu cu ce s-au confruntat acolo. Cu lipsurile de acolo, cu starea de igienă precară, cu mâncarea foarte proastă, cu spațiile neconforme și cu toate problemele de acolo. Dar toate lucrurile astea se știu. Indiferent dacă le spune George Lazar, președinte PNL, dacă le spune Valentin Bălănescu sau dacă nu le spunem noi. Lucrurile astea sunt arhicunoscute. Haideți să încercăm să vedem cum s-a ajuns aici. Pentru că există un factor. Nu vorbesc de politizarea în timp a conducerii spitalului. Nu vorbesc despre asta. Chestia asta cu politica, domnul Bălănescu, pe unde, undeva nu ai cum să s-o eviți. Să nu ții cont, corect. Da, dar eu vă dau un exemplu. Știu că nu vă place exemplul meu. Dar eu vă dau un exemplu. Eu știu că nu vă place. Dar, și nu. Nu. Ce se întâmplă? Cel mai clar exemplu de politizare la Spitalul Județean de urgență Piatra Neamț, da, pe lângă, nu discut eu acum, Dan Vasile Constantin, influențe, chestii, ce au fost acolo, a fost în momentul în care Ionel Arsene l-a pus manager la spital pe fostul primar de Roman, pe domnul Micu. O greșeală. Nu, eu vorbesc de politizare. Și politizare, deci, și o greșeală. Adică a fost o recompensă dată pentru faptul că domnul Micu, știți povestea de atunci, nu discutăm. Aia a fost o greșeală și din partea lui Lucian Micu. Și a lui Lucian Micu, iar Arsene... A acceptat această propunere. Eu am vorbit cu Lucian, că dacă tot ați deschis subiectul, trebuie să-l comentez, că Lucian mi-e prieten. Lucian Micu venea dintr-o zonă în care fusese viceprimar două mandate la Roman. Primar după aceea. Și un mandat de primar, având în directă subordine Spitalul Municipal Roman, spital care arată bine. Da. Nu pot să spun că e foarte bine, dar arată bine, lucrurile sunt în regulă, în linii mari la Spitalul Roman.
venea dintr-o zonă administrativă cu experiență și pe zona asta administrativă de spital. Vă întreb pe dumneavoastră. Ce? O secundă. Ați fi acceptat acest lucru? Nu, niciodată. Aici este problema. De asta spun. Și de acolo am avut numiri. Toader Mocan. N-am nicio problemă. Poate să fie un om decent. Poate să fie îmbrăcat cum vrea el, șorțuleț, fără șorțuleț, e treaba lui, nu-i treaba mea. A fost mai mult decât prefect, a fost de toate, consilier al domnului Arsene. Dom'le, e noaptea minții. Pentru că are o fata o farmacie, îl punem director la spital. Deci, adică, știți cum e? Știu cum e. Dar astea sunt lucruri care puteau fi evitate, dar, cum spuneți dumneavoastră, de multe ori sunt inevitabile. Nu, aici domnul Bălnescu, ține și imediat cu închiși cu Lucian. I-am spus Lucian, ulterior, zic, bă, ce ți-a trebuit ție să accepți acolo? Pentru, el a considerat că, la momentul respectiv, 2020, că e o provocare, chiar așa a perceput-o el. Eu a luat-o ca pe provocare. Lucian a zis, bă, oricum, sunt într-o zonă de interdicție, avea 2020-2023, până acum, o zonă de interdicție de la Agenția Națională de Integritate să poată candida, a avut problema cu integritatea, așa, și a zis, domnule, am luat-o ca pe o provocare. Doar că provocarea, din păcate, pentru Lucian și din nefericire... S-a întâmplat nenorocirea cu incendiu, de care eu personal, ca președinte de partid, ca om simplu și ca avocat la bază, nu pot să-i fac culpă lui Lucian, pentru că nu cred că un manager de 8 sau 9 zile avea de când era instalat Lucian atunci, poate să fie responsabil de incendiu de acolo, aprins din ce am înțeles din surse juridice, din cauza unei lumânări acolo. Asta nu poate să controleze managerul. Putem să fim noi doi manageri împreună și cineva acum să aprindă o lumânare unde nu trebuie, într-o cameră plină cu oxigen, să ai un necaz. Dar, în fine, trecând peste, că nu asta e subiectul. Problema, domnul Bălănescu și dragi telespectatori, e următoarea. Atâta timp cât ai un președinte, nu vreau să-i fac acum nici să zic de rău, nici de bine de domnul Arsene. Nici de domnul Asafte, care e în prezent după domnul Arsene. Dacă îi comparăm... A fost și înainte după domnul Arsene. A fost și înainte după domnul Arsene, da. Dacă îi comparăm, domnul Arsene avea niște calități, domnul Asafte nici măcar calitățile alea puține care le are domnul Arsene, nici pe alea nu le are. Trebuie să-l sun pe domnul Asafte, să-i cer părerea. Și... E dimineața, da. E prea de vreme pentru domnul Asafte. Domnule, dacă ești președinte de CJ, ajungi politic acolo. De asta zic că trebuie să ții cum cumva de politic. Pentru că ai o majoritate în Consiliul Județean, formată dintr-unul sau mai multe partide, ajungi pe vot politic, votul oamenilor, reprezinți interesele cetățenilor acolo și decizii. Dom'le, dacă tu ca președinte ai mintea să pui acolo niște oameni doar pe criteriu politic, fără ca ei să aibă experiență managerială în spate, din punct de vedere sanitar, fără să aibă ceva, nu știu, cursuri, în sensul ăsta, facultate, MBA, master, alte cursuri suplimentare, post-universitare, fără ca acei oameni să fi condus vreodată, nu știu, o rețea privată medicală, un spital, o policlinică, un cabinet medical privat, fără să aibă contact efectiv cu viața asta medicală, dar și cu problemele din Spitalul Județean Neamț, asta e o greșeală a celui care face propunerea, a celui care numește. Sigur, e o greșeală și a celui care acceptă. Că o accepți ca o provocare? Bun, eu sunt avocat, de exemplu, de profesie. Dacă am mâine provocarea să fiu, nu știu, ministru al sănătății, sincer vă spun, refuz. Nu am provocarea asta, asta e clar. Și nici nu o să o am probabil vreodată, dar aș refuza-o. Pentru că știu că dacă mă duc acolo... Sau la informatizare, cum se cheamă? Ministerul Digitalizării. Nu mă pricep nici acolo, că nu sunt cu IT-ist. Dacă mă duc într-o zonă de aia și o accept, înseamnă că e și vina mea. Și vine și a cui mă propune, dar e și vina mea că accept. Pentru că eu acolo, dacă mă duc la Ministerul Sănătății, s-ar putea să mă fac de râs. Într-o lună, două, trei, șase luni, mă fac de râs. Și după aia ies cu o imagine șifonată, nu am construit absolut nimic, nu am rezolvat absolut niciun fel de problemă. Ba, mai mult pot să și încurc pe alții din ministerul respectiv. Așa că revenind la Spitalul Județean Neamț, trebuie să cauți un om calificat. E foarte greu de găsit. Noi avem la coadă afară 10 oameni calificați și haideți, domnule, vă rog frumos, care dintre dumneavoastră veți să preluați Spitalul Județean. La momentul ăsta, faptul că
Alex Filimon, directorul, și-a asumat într-o perioadă grea să fie manager la Spitalul Județean, încă... Chiar după incendiu? Da, adică, încă s-a mișcat cât de cât binișor în zonă. Spune a stupat niște găuri, ca să spunem așa. Probabil că da, spune ceva despre el, dar nu poate să facă minuni. Asta sunt de acord și nu-i caut și nu o să-i spun niciodată lui Alex Filimon că are vreo vină în zona asta. Problema e a instituțiilor care sunt coordonează. Și aș vrea să mai fac eu o precizare. Să știți că în ultimul an, cel puțin, Alex Filimon, atât cât a putut să spună, și a venit des în emisiune la mine, a spus, domne, nu merge aia, nu merge aia, nu cred că se va face spital. N-a spus așa. A spus, am dubii că se va face spitalul. Bun, foarte da, sigur repede. Și eu spun același lucru. Da. Și eu am dubii foarte mari, am rezerve serioase că spitalul județean... Eu aș vrea să revenim un pic. Vă rog. Problema principală la spital. Domne, eu am impresia că suntem într-un film absurd. Consiliul Județean a făcut una, două, opt proiecte pe Spitalul Județean. Nefinalizate. Opt proiecte. Retrase, nefinalizate. Ce minte dementă trebuie să ai să faci opt proiecte? Să ai opt proiecte, că nu le-au făcut ei pe toate alea cu nefromedul mai vechi. Da, pediatria. 2013 din zona domnului președinte. Deci să ai proiecte. Să ai semnate contracte, să ai finanțare semnată și tu să le oprești pentru că o minte, hai să-i spunem efervescentă, a zis așa, le blocăm pe toate că facem spital nou. Păi scuzați-mă, eu să am puterea de decizie, aș spune așa, și o spun, am mai spus-o, Ionel Arsene nu a fost condamnat pentru ce trebuia să fie condamnat. Deci situația de la Spitalul Județean Neamț este din toate punctele de vedere, poate nu poți încadra chestia asta în codul penal, dar este mai penală decât multe prevederi din codul penal, pentru că se referă la starea de sănătate a populației. După ce tu te-ai bătut cu pumnii în pep, parcă era o darabană din aia care mergeai la război, și spuneai, principala mea prioritate e Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Voi face, și țin minte că am scris sute de articole, voi face secția, blocul operator nefromed, vom termina pediatria și după aceea extindem UPU, facem mai... Dom'le, cât de dement poți să fii? Nu tu neapărat ca persoană, ca instituție, să ai proiecte finanțate, să renunți la ele. Asta este pentru un spital care este necesar, trebuie făcut, dar în cel mai scurt orizont de timp putem vorbi despre el undeva prin 2028, 2029, 2030. Cel mai scurt... Asta în condițiile în care se aprobă spitalul prin PNRR, dar eu, la fel ca și domnul director Filimon, probabil are niște surse, eu am alte surse, înțeleg că acest proiect este grav afectat, adică într-o proporție de peste 90%, nu se va materializa, nu se va realiza domnul acest președinte, proiect. Domnul președinte. Oricine, dar cine suferă, domnul Bănescu? Asta e important. Suferă, asta am Arsene, spus. Când greșește acum Basaftei cu PSD-ul lui, cu cine îl susține pe el acolo, asta e alt discurs. Știm vinovați. Problema este că suferă oamenii. Vinovații morali, vinovații politici, îi cunoaștem. Îi cunoaște, cred că, tot județul Neamț. Dacă am face un sondaj de opinie, unde e încrederea în spitalul din Piatra Neamț? Zero. Ne-am înspăimântat. Deși acolo lucrează oameni buni. Da, domnule, dar nu am contestat valoarea profesională a doctorului sau a personalului medical. Adică vinovații cunoaștem. Problema e că vinovații au suficienți bani în buzunar, încât dacă au o problemă medicală, îți ducă la Iași, în Spania, în Austria, în Germania sau în alte țări sau în alte orașe mari sau în privat. Problema e la zecile de mii de nemțeni care nu au posibilitățile astea reale, materiale și care trebuie să ajungă, dacă Doamne ferește, au o problemă medicală, la Spitalul Județean. Mori cu zile. Eu mi-aduc aminte asta așa. E vorba. Eu mi-aduc aminte așa. Eu mi-aduc aminte în 2020, domnul Bălănescu, era în Piatra Neamț, era plin de panourile astea publicitare stradale.
Era plin, scria, am investit 23 de, dacă mi-aduc eu bine, 23 de milioane sau 26 de milioane. Da, am folosit și eu poza asta. Am investit 23 de milioane de euro în Spitalul Județean. Am rezolvat problemele medicale, bani pentru Spitalul Județean. Am rezolvat încă, nu știu, 10 de milioane de euro în Spitalul Județean. Oameni buni, minciunile astea, că principiul PSD-iștilor până la urmă, că și a lui Ionel Arsenie, dar și actualilor care sunt după el, e o minciună repetată de 10 ori, prinde titlul de adevăr. Dacă nu contestă nimeni, dacă nu dezbate nimeni, dacă nu prezintă și altcineva realitatea, o minciună repetată de 10 de ori devine prinde titlul de adevăr. Și de asta, în 2020, lumea zicea, a investit omul, a investit. Uite că vine 2023 și vine un director de spital, domnul Filimon, care spune că lucrurile astea nu s-au întâmplat. Că banii ăia nu s-au mai investit, că toate proiectele au fost blocate. Ori ajung la vorba dumneavoastră, câtă minte să ai, cât de absurdă să fie mintea unora, să ajungi în stadiu în care să blochezi toate proiectele. Eu n-am știut până astăzi, când a spus dumneavoastră în emisiune, că proiectele astea sau parte dintre ele au fost blocate în mod deliberat, conștient, că urmează să se facă spital nou. Asta n-am știut până astăzi. Deci, eu vă spun asta pentru că am discutat cu oameni care au zis, domne, tacit. Asta a fost. Uitați, am primit un mesaj foarte interesant. Ultimele secții modernizate și finalizate au fost în 2009, înainte de trecerea la CJ din 2010. Au fost făcute atunci cardiologia, neonatologia și OGU. La vremea aceea, directorii erau Lazar, manager, da, și domnul Nastase, director, da, cu... Deci, înainte de trecerea la CJ, deci din 2010... De când te-ai luat CJ, dezastru. Au fost... Asta nu înțeleg eu. Dom'le, au făcut proiecte. Probabil s-au cheltuit bani pe studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiectare. S-au luat sporuri la salarii pentru cei care erau implicați în aceste proiecte. Cât de dement trebuie să fii să renunț la ele. Eu repet, nu pot să înțeleg ca un om, zic eu, normal încă. Asta este marea problemă a... De aici vine marea problemă a spitalului. Mai există o problemă la spital. Au fost... În momentul când apare un manager și are cât de cât personalitate, este automat îngropat de funcționarimea de la spital. Lumea uită. În Consiliul de Administrație al Spitalului, în acest moment... În ce sunt 5 membri? 5 membri, dar avem... 2 de la DSP. 2 de la CJ. 2 de la DSP. Unul e reprezentantul președintelui Consiliului Județean, deci pus de președintele Consiliului Județean cu mânuța lui, și 2 de la PSD. Bun. Unul păi nu, dar trebuie spus, nu, 2 de la PSD. Votați de majoritatea PSD din Consiliul Județean și trebuie și acolo. Ăștia din 5, ăștia 3, reprezentantul domnului Asaftei, și reprezentanții CJ-ului, toți 3 de la PSD, au majoritatea. Și ea nu, eu vreau să spun așa, nu poate să spună președintele actual al Consiliului Județean sau cel trecut că nu știa ce se întâmplă în spital. De aceea spun eu că au fost acțiuni deliberate de renunțare la proiecte. Eu sunt convins că domnul Arsenie știa 100% ce se întâmplă în Spitalul Județean. Am dubii că domnul Asaftei știe realitatea de acolo. Am avut articole în presa nemțeană, ieri, astăzi, nu mai știu când, în care spun membrii din zona spitalului că în cele 6 luni de mandat ale domnului Asaftei n-a fost niciodată în spital. Bine, eu, acum să vă spun, vă rog. Un șef poate dispune și fără să ducă la fața locului. Bă, măcar de curiozitate duce odată. Că tot auzi că sunt probleme, măcar duce acolo odată de curiozitate. Măcar să dai încredere directorului, colegiului director, măcar să discuți cu oamenii ăia, măcar să vezi pulsul, să-l iei. Dom'le, dar care intră în spital, dom'le, vă puneți mâna în cap, mai ales în corpul vechi, vă ferească Dumnezeu. E, spui că e spital penitenciar din 1930-1940, Jilava. Bă, ferească Dumnezeu și Maica Domnului, arată. Da. Bun. Haideți acolo sănătos, dacă intri 100% ești bolnav. Haideți să încercăm să vedem. Doamne, eu sunt convins că situația asta este cunoscută. Sunt organisme care cunosc situația.
DSP-ul a tras un semnal de alarmă. Da. Avem controle făcute, încrucișate, cum se făcea. De Vaslui. DSP Vaslui, DSP Maramureș, dacă nu mă înțeleg. Care au constatat lucruri mult mai grave decât DSP Neamț. Am publicat tot acel raport de control spre știința populației și a autorităților. De ce? Eu nu mai vorbesc de Consiliul Județean aici. Eu nu mai vorbesc. Eu vorbesc de factori decidenți care pot să atragă atenția că avem o situație care este un atentat la sănătatea publică. Dacă este aia factorii decidenți în accepțiunea dumneavoastră care pot să rezolve peste CJ problema de la Spitalul Județean? Deci, eu zic așa, Ministerul Sănătății ar fi trebuit să intervină. Da, și că ar fi trebuit să intervină, asta e alt discurs. Dacă poate să intervină la un spital care e a Consiliului Județean, aici e discutabil. Și mai există instituții care sunt 100% convins, sunt 100% convins că au informat. Aș tu la ce vă referiți? Au adică informat despre situație. Ele informând despre situație, da. Pe cine informează? Păi după, nu pe mine mă informează. Păi, după caz, eu din punctul meu de vedere, așa, informează la nivelul județean pe prefect. Și mai departe. Așa, care prefectul are niște pârghii limitate, că spunea, de exemplu, domnul Filimon mai devreme, că el se adresează Comitetul Județean de Situații de Urgență. Ce să-i facă CJSE-ului? Comitetul Județean de Situații de Urgență nu are mari atribuții pe zona asta de deblocare proiecte cu investiții de la Compania Națională de Investiții. Ce să-i hotărească lui CJSE-ul? Nu prea văd mare lucru ce poate să facă CJSE-ul. Nu mă pun, Doamne ferește, avocata lui Adrian Niță, care e prefect. Dar are mâinile cumva legate, Adrian Niță. Bun, dar el poate și informa el și guvernul. Și el și Comitetul Județean de Situații de Urgență. Are poate, cumva mâinile legate. Poate informa guvernul să spună, domne, avem o situație de urgență la Neamț. Sursele alea care spuneți dumneavoastră, deschise sau acoperite, care fac informări, informează prefectul, care are niște pârghii limitate pe zona asta. Informează președintele Consiliului Județean, care are toate pârghile din lume să intervină. Are și puterea deciziei administrative, are și puterea politică în spate și e în subordinea lui Consiliul ăsta, Spitalul Județean. Și acolo se informează. Că acolo nu se întâmplă nimic, acea zonă de informare nu e și obligativitate. Ai luat act, vrei să faci în baza la ceea ce primești, lecturezi, te informezi, ceva bine, nu vrei să faci foarte prost. Iar mai departe, cred că o altă alternativă, nu cred că e Ministerul Sănătății, cred că acolo ar trebui, într-o situație, dacă se va ajunge într-o situație de colaps total, ca Guvernul României, indiferent cine îl conduce, astăzi domnul premier Marcel Ciolacu, s-ar putea să fie și alți premieri la anul sau peste 2 ani. Asta e o știre sau e o premoniție? Păi nu, urmează alegeri la anul. Păi în 2024 sunt alegeri. Nu, da, probabil că se va schimba structura guvernamentală, da. Premier, etc. Ministri, cabinet de ministri și tot la fel. Și majoritățile parlamentare se pot schimba. Inclusiv președintele României vom avea alegeri la anul și se va schimba. Adică, asta este un lucru foarte sigur. E certitudine, da. Urmează alegeri. Și poate guvernul României, actual sau viitor, poate să ia o decizie prin care ia Spitalul Județean din subordinea CJ-ului și îl duce la Ministerul Sănătății. Păi asta vreau să vă spun. Asta poate să fie o chestie, dar și acolo depinde foarte mult dacă Ministerul Sănătății are disponibilitate financiară pe proiecte ca să investească în Spitalul Județean Neamț. Că dacă îl iei de la Lazara, Spitalul Județean Neamț și îl dai lui Valentin Bălănescu mâine, dar dacă nu are resursa financiară și zona de proiecte, degeaba. Nu se va întâmpla mare lucru. Eu, din punctul meu de vedere, trebuie să așteptăm până la... Asta e ca o variantă, nu neapărat o soluție. Trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla negru pe alb, să avem scris în legătură cu Spitalul Județean cel nou care se vrea să se face. Dacă informațiile pe care le am eu, care le are domnul Filimon, care le aveți dumneavoastră și care le au marea majoritate a oamenilor din CJ și care spun, inclusiv oameni din structura de conducere a CJ-ului și chiar o altă culoare politică decât a mea, și spun același lucru care spun și eu astăzi în emisiune, că probabilitatea este extrem, infim de mică. Se va construi un spital nou prin PNRR. Dacă CJ-ul, Consiliul Județean Neamț, ratează acest proiect, e doar vina lor, a Consiliului Județean,
Și atunci trebuie să vii cu alternativă. Alternativa e să cauți o zonă prin Banca Europeană de Dezvoltare, Consiliul de Dezvoltare, da, sau ce prin spunea ministrul Rafila. Banca Europeană de Investiții, să cauți o zonă din care să aduci un proiect, de un împrumut de 200, 250, 300 de milioane de euro, nu-mi dau seama cât e exercițiu financiar, ca să poți să faci un spital modern cu secții așa cum trebuie și să faci un spital județean nou care poți să-l faci undeva în câțiva ani. Adică orizontul dat de dumneavoastră, 2028-2029, cred că e un orizont foarte, foarte bun de timp. Eu am zis că este minim ca orizont de timp, pentru că poate să fie și mai lung. Deci eu de ce spun asta? Pentru că noi în momentul acesta, din câte știu eu, s-a scos procedură pentru proiectare. Întrebarea mea este: ce cuprinde procedura aia pentru proiectare? E o chestie generală sau nu? Că nimeni nu știe ce va funcționa acolo și nimeni nu știe ce va rămâne în acest spital vechi. Pentru că nu cred eu că vor dinamita toate clădirile aici. Nu știu, din punctul meu de vedere, ce ar trebui scos cam tot. Ce nu, acum... este clădirea veche, da, da, dar că ai clădirea nouă care... Nu poți să ții două spitale. Nu, dar poți să ai niște secții care nu necesită, de exemplu, poți să ai o secție de paleație jumătate, poți să ai secția de reumato, poți să ai psihiatria, de exemplu. Adică asta poți să păstrezi niște... Nu, dar e important, nu poți face planul acolo până nu ai planul cu ce faci aici. Corect. Este o tâmpenie să nu gândești așa. Noi nu știm multe lucruri, nici dumneavoastră presa, nici noi jucătorii politici, ca să zic așa, pentru că, domnule, a existat și încă există, din păcate, la nivelul Consiliului Județean, am o zonă de aia de secretomanie. Zici că lucrezi la CIA, la nu știu ce, la Mossad undeva. Așa mare secretomania e la NSA. Eu vedeam altfel, sau aș vedea altfel lucrurile. Domnule, că avea domnul Arsene niște obiceiuri mai puțin ok, adică nu prezenta lucrurile, el le știa pe toate, gata, am făcut proiectul, i-am dat drumul, după aia de afli că e blocat, afli că nu se mai dă finanțare, afli că s-a pierdut proiectul. Domnule, așa au fost, îi devină proiectant. Lucrurile astea continuă și acum, din păcate, secretomania asta. Domnule, dacă ești un om adevărat, dacă chiar într-adevăr ții la județul ăsta și vrei să faci lucruri corecte, bune, din punctul meu de vedere, trebuie să faci o masă rotundă în care, domnule, astea sunt proiectele pe care Consiliul Județean, eu ca președinte, vreau să le implementăm în perioada, nu pot să le implementez de azi pe mâine, într-o perioadă de 4 ani de zile, și la masa aia rotundă ai toate forțele politice, dezbați, discuți proiectele. Sigur, și specialiști. Și specialiști, ca să explice. Sigur, majoritatea hotărăște, dar e bine să ai o majoritate cât mai largă, în care explici oamenilor, domnule, de exemplu, noi liberali n-am votat niciodată împotrivă la orice investiție. Toate aceste 8 proiecte, când au ajuns în Consiliul Județean, noi am votat totdeauna pentru, dacă sunt investiții în sănătate. Ca să nu fim acuzați după aia, chiar dacă proiectele sunau sau unele dintre ele, ne dăm și noi seama că sunt sortite eșecului. Dar votez ca să nu te acuze cineva după aia că ai votat împotriva sănătății. Dar trebuie să ai un plan de județ, un plan pentru câteva lucruri importante. Dacă vorbim de sănătate, trebuie să ai un plan de județ pe cel puțin 10-15 ani și la care toată lumea să așeze la aceeași masă. Și oricine vine absolut la Consiliul Județean. La anul, probabil că vom câștiga noi, peneliștii. Poate după aia vor câștiga alții. Nu contează cine vine, că azi e Lazar, mâine domnul Bălănescu și poi mine... Să ai planul de dezvoltare foarte clar. Și uite, după aia poate vine și domnul Arsene înapoi. Dar poate vine mai repede. Sau poate vine mai repede. Habar n-am când vine acum. Cu voie sau fără voie. Cu voie sau fără voia lui. Da. Nu contează cine e președinte și cine urmează după un președinte. Dacă ai un plan de județ, ăla trebuie respectat indiferent de numele sau culoarea politică a celui care vine acolo. Că un spital județean are... Poți să faci ajustări, da. Domnule, celul principal este corect. Ăsta. Spitalul județean are culoare politică. Nu e al PNL al lui Lazar, nu e al lui Harpa de la PSD, nu e al lui Asaftei tot de pe la PSD. Spitalul județean e pentru oameni. Iar banii care vin acolo sau proiectele care vin acolo nu sunt proiectele lui ministrului Rafila sau ministrului Nelu Tătaru. Alea sunt proiectele a Guvernului României. Guvernul României reprezintă, indiferent de culoarea politică, structura de conducere a țării, care un guvern lucrează pentru oameni, la fel și Consiliul Județean și un primar trebuie să lucreze tot pentru oameni și în folosul comunității. De asta zic, aici trebuie să avem discuții, cred că următorul an, 2024, după alegeri, discuții
așezate, discuții normale în care să ai un plan de județ pentru sănătate, pentru infrastructură rutieră, pentru zona de dezvoltare a județului Neamț din câteva perspective, pentru că avem posibilitatea de a dezvolta Neamțul turistic și avem o posibilitate wow și nu s-a întâmplat absolut nimic decât sporovoială și vorbe goale pe la televizor în ultimii 10 ani. Ai o posibilitate foarte bună să mergi pe zona Piatra Săvenești, unde ai platforma mare, să o modernizezi acolo, să faci platformă pentru zonă manufacturieră sau pentru industrie. Ai zona Romanului, care la fel poți să o dezvolți din punct de vedere a unui parc logistic impresionant. Cu posibilități de extindere acolo, exact, aici pentru, nu prea sunt. Pentru că astea sunt realitățile economice și de dezvoltare pe care le are județul. Este corect ce spuneți. Pe mine mă interesează acum, în momentul acesta, presupunem că va fi demisia finalizată. Ce facem pentru autorizarea spitalului autorizat, vai de capul lui. Eu personal sunt dispus să stau astăzi, nu la anul după alegeri, sunt dispus să stau începând de astăzi la masă cu absolut oricine, indiferent dacă e concurentul meu politic sau nu, și mă refer aici la PSD, de la domnul Harpa cu domnul Saftei, e sub domnul Harpa, n-am dialog, dar sunt dispus să stau cu oricine de vorbă. Dacă eu pe tema spitalului județean, 100%, da, dacă eu pot să ajut sau colegii mei din PNL putem ajuta, începând din secunda asta, stăm de vorbă cu absolut oricine. Eu contribuim cu absolut orice. Eu salut această declarație și promit că voi suna personal după emisiune ca acest lucru, vom încerca ca acest lucru să întâmple foarte repede, pentru că chiar este o situație importantă. Repet, stau de vorbă cu oricine, merg la București cu oricine, stau, facem proiecte, ce sferă putem noi oferi de aport noi liberalii, ne punem întreaga experiență, eu știu, resursa umană, relațiile pe care avem și noi la București, influența care o avem la liderii noștri la București sau orice absolut e nevoie. Nu, pentru că nu se mai poate, trebuie făcut ceva. Pentru a rezolva lucruri ce țin de Spitalul Județean Neamț și de zona de sănătate Neamț. Deci, din punctul meu de vedere, sănătatea nu are culoare politică, indiferent de că mi-e prieten mie sau nu, că mi-e simpatic sau mai mult sau mai puțin domnul Harpa sau alți colegi de la PSD. Nu are asta nicio legătură. Pentru sănătate trebuie să mergem înainte. Din alte puncte de vedere, nu putem e merge. E altă discuție, nu discut. Pe mine mă interesează, dacă putem ajuta, ajutăm. Pe mine mă interesează acest aspect pentru că la un moment dat, domne, trebuie luat taurul de coarne. Nu putem să lucrăm doar cu capacitate 100-200% pe serviciu de, cum se cheamă, pompe, nu, mă rog, unde este? Morgă. Morgă. Adică, hai să vedem ce putem face. Sunt de acord. Mai avem 6 minute. Trecem și la alt subiect. Vă rog. Nu știu. Haideți, ce subiecte mai sunt? Eu sunt bulversat de ce se întâmplă la spital. De exemplu, eu mai sunt bulversat de un lucru, care eu, ca președinte al liberalilor, l-am criticat în repetate rânduri. O să-l mai critic de câte ori este nevoie. Și dacă doar 6 minute mai avem, măcar parțial din cele 6 minute, mă rog, situația poimului de la Paser. Am spus-o în presă, o mai spun și 2-3 minute la emisiunea noastră. Domnule, oamenii ăștia, ori ne cred pe toți de proști, ori ne iau pe toți de proști, pe mine și pe noastră și pe toată presa și pe toți oamenii din județul Neamț, ori habar n-au ei ce fac pe acolo, pe la Apa Serv și pe la Consiliul Județean Neamț. Omule, ca să înțeleagă tot cetățeanul din Neamț, tot nemțeanul, și o să-i explic cât pot de scurt și de clar. 2014-2020 a fost o perioadă de absorție fonduri europene, prelungită până în 2023. În această perioadă, 2014-2023, a existat această sursă de finanțare, proiect operațional infrastructură mare, în care județul Neamț trebuia să tragă 311 milioane euro, bani dedicați rețelelor de apă și apă uzată, adică canalizare. Județul Neamț, în loc să depună proiectul în 2019, 2020, 2021, 2022, județul Neamț, prin CJ și APA Serv, depune proiectul în 2023 ianuarie. Exact termenul stabilit de Ministerul de MIPE, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiectul cade, da? Și județul Neamț ratează 311 milioane de euro. Vine la MIPE acum domnul ministru al PSD Căciu.
Se duc acolo, probabil, peste domnul Câciu, mai mulți reprezentanți de la județul Neamț, domnule, trebuie să ne ajuți, că ne omoară liberalii acolo, te ne jură dimineața până seara că am pierdut proiectul. Se întâmplă, se semnează ceva pe POIM, acel contract care nu este arătat de domnul Angheluță, el știe de ce nu-l arată, el îl are, o să-l avem și noi. Probabil nu după amiază asta, că o să-l avem și noi, în original. El știe de ce nu-l arată. Și semnează un fel de proiect pe POIM de o finanțare de 15,5 milioane euro. Adică 15,5 milioane de euro poți să-i tragi anul ăsta până la sfârșit pe organizare, probabil șantier, prefectare, acte. Și ăștia sunt singurii bani recuperați din POIM-ul de 311. Deci, da. Iar diferența de bani de 290 ceva de milioane îi pierdem pe POIM și fazează. E un termen foarte acum. Dom'le, am fazat. Nu știe omul singur, trebuie unea gărghiță din piață. Deci, dom'le, a fazat proiectul. A făcut o fază. Și ăla zice, ce a făcut o fază? Ce? Nu înțelege, lumea nu înțelege. Ce naiba? Ori, ce se întâmplă în fond și în fapt? Adică, ca să înțeleagă tot cetățeanul, 2014-2023, Consiliul Județean Neamț, Apa Serv Neamț, în loc să tragă 311 milioane de euro, trage cu chiu cu vai 15 milioane de euro din 311, restul se pierd. Iar 2020-2027 avem un alt axă de finanțare pe fonduri europene care se cheamă PODD. Care, foarte important, putea fi în continuare a celor 311 milioane. Iar și în total să avem 600 de milioane. Corect. Ați conchis dumneavoastră. Da. Iar programul operațional de dezvoltare durabilă, aici dacă aveai POIM închis cu 311 milioane trase, depuneai un proiect nou în completare, altul de 300-400 de milioane de euro și aduceai în județul Neamț 600-700 de milioane de euro. Așa Consiliul Județean și Apa Serv ce au făcut? Au un singur proiect pe POIM de 311, trag 15 milioane anul ăsta, dacă le vor trage, și restul 290 ceva îl pun pe POIM, pe PODD, și așteaptă să tragă banii de acolo. Deci noi, în loc să avem 600 de milioane de euro din două proiecte în județul Neamț, avem un singur proiect de 300. Zicem dacă l-am avea și pe ăla, până la capăt. Ori de ce e gravă treaba asta? Pentru că asta e mai gravă decât ce a făcut Ionel Arsene și pentru faptele care a fost condamnat. Pentru că, din bună știință sau cu lipsă totală de interes, din prostie, din incompetență, să pierzi un proiect de 300 de milioane de euro pentru un județ, pentru a te duci la pușcărie. Nu că ai făcut tu două vorbe cu nu știu cine și că acolo, domnule, se pare că a fost, se spune că a fost un trafic de influență. Dar așa e, faptă penală, corect. Dar asta e mult mai grav, să pierzi 300 de milioane de euro pentru un județ, decât că te-ai făcut. Și aici ar fi necesar o explicație cu acest proiect. Sigur că da. Pentru că, să nu uităm, ce s-a semnat acum a fost o chestie, cum să spun eu, de efort foarte rapid, în condițiile în care, când era domnul domnitor Bogdan Mușat, da, Vodă. Da, Vodă. Când era domnia sa, domnia sa răspundea doar la comanda lui Ionel Arsene sau, mă rog, mai avea încă o comandă secundară. Faptul că el era manager și s-a încercat schimbarea lui vreo 3 luni de zile și nu s-a reușit, spune multe lucruri apropo de structurile de putere lăsate în județ și care sunt folosite de multe ori și acum. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, dar ceea ce e handicapul mare pentru județul Neamț, că noi am spus asta de mult. Ce e handicapul, județul Neamț a pierdut de 300 de milioane exact, de euro. Exact, exact. Asta e problema, unul la mână, doi la mână, în ce context pierdem 300 de milioane de euro? Într-un context în care recunoaște Apa Serv, recunoaște și fostul director Bogdan Mușat, o spune și Vlad Angheluță. Peste 70% din rețea, în linii mari, au pierderi de apă. Scumpirile vin în val. Nu l-am înțeles pe Vlad Angheluță și n-am să pot să-l înțeleg vreodată. De ce și-a dublat salariul în prima săptămână când a ajuns director? Asta nu pot să o înțeleg. E problema lui să răspundă domnia sa în fața, nu știu, a adunării generale acționarilor. Adunării generale acționarilor. Nu știu, asta e strebule lui interne. Asta n-am să pot să înțeleg. De ce, dacă tu ai ajuns azi director, compania ai luat-o, că nu poți să-l acuzi pe Angheluță că a falimentat compania, dar că de-abia a venit acum încoace, toate că a mai fost director în trecut. Dar e o companie, când ajungi manager cu pierderi 3 milioane de euro, dacă am zis eu bine, pe anul precedent, adică pe 2022, compania a avut undeva la 3 milioane de euro pierderi, cu un proiect ratat pe POIM, cu
cu rețeaua ciuruită, sită, 70% pierderi și prima ta grijă când ajungi director-manager este să-ți dublezi salariul, să-l faci 7.000 de euro. Bă, e halucinant. Știți ce nu înțeleg eu? Apropo, eu asta nu înțeleg. Eu ce n-am înțeles. Nu înțeleg multe. Eu ce n-am înțeles. Țineți minte, erați prefect și aici în emisiune. Eu v-am spus așa, domnul prefect, erați la început. Că, eu aș declara situație de urgență pe apă în Neamț, cel puțin în zona Roman. Țineți minte. Da, că erau problemele în 2020. Eu nu înțeleg așa. Ai prefectură, ai Consiliul Județean, ești un individ care ți-ai pus tu așa ca țel să revoluționezi infrastructura județului. Și tu, ca individ, nu pui 3 milioane jumătate de lei la vremea respectivă, sau ceva de genul, 3 milioane de euro, Dumnezeu știe, 3 milioane de euro, să faci conducta care trece și îți aprovizionează inclusiv satul natal. Am referit la Ionel Arsene și Grumăzești. Grumăzești, da, de la captarea de la Preoțești. Da. Dom'le, nu o să înțeleg niciodată de ce nu a făcut acea investiție. Nicio. Pentru că este aberant. Deci este aberant. Ai pus în, ți-ai ridicat în cap comunitățile cu primari PSD din zona ta. Agapia, da. Grumăzești, Târgu Neamț, Vânători. Deci, efectiv, ai atacat propriul tău electorat. N-am înțeles de ce a făcut treaba asta. Deci, mie mi se pare o prostie. Sau e făcută cu rea intenție. Am mai o vorbă, domnul Bălănescu. Unde nu e nici Dumnezeu, nu cere. Unde nu sunt bani și proiecte. Nu, unde nu. Dar la Spitalul Județean au fost proiecte. Au fost nu, bani. Unde nu e... Asta nu știu, că eu n-am făcut controle de genul ăsta pentru... Ne oprim aici, mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. A fost o emisiune agitată. Da, bună, cred. Eu zic că da. Și eu rețin acest aspect, această chestie pe care ați spus-o și o salut. Că discutați pentru spital, pentru oricând că e nevoie de acest lucru. Oricând cu oricine, repet, Spitalul Județean N-am și Sănătatea Publică nu are culoare politică. Vă mulțumesc tare mult. O să rog pe Bogdan să scoată acest fragment ca să-l facem și o știre separată, ca să putem demara chiar o discuție cu... Dom'le, vedeți, uitați ce spune. Dom'le, n-am o problemă, repet, stau de vorbă cu oricine. Mulțumesc frumos, sănătate, weekend plăcut tuturor, oameni buni, să fiți sănătoși, că vedeți care e situația în sănătate. Numai bine. Doamne ajută.